Ani de Ziua Națională a României. În această seară, într-o ediție specială, stăm de vorbă aici, în studioul emisiunii 100%, cu maestrul Ion Cristoiu. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că v-ați rupt din timp și stăm de vorbă în seara asta. Spun că o ediție specială, doamne și domnule, pentru că pornim acum la ora 20, dar terminăm, vedem noi când, așa. Cât om avea chef, stăm aici de vorbă împreună cu domnul Cristoiu, mai ales că n-avem de gând, așa ne-am propus să abordăm neapărat un turn foarte festivist, să căutăm foarte mult în istoria îndepărtată, tonuri triumfaliste și așa mai departe. Sigur, e o zi importantă pentru România, dar și eu și domnul Cristoiu am ajuns la concluzia că de atâta amar de an se vorbește numai de 1 decembrie despre istoria României și cu un ton așa de triumfalist, încât am zis să o lăsăm mai moale cu genul acesta de retorică, cel puțin în această seară, așa că vreau să plonjăm puțin într-un soi de comparație, să zicem așa, domnule Cristoiu. Faceți presă de atâta amar de vreme. Din 68. O viață de om. Da. Am prins foarte multe alegeri, și alegeri, nu, alegeri parlamentare, pentru că, paranteză, Ceaușescu nu era Republică Prezidențială, era Republică Parlamentară. Da. Ceaușescu era ales de Parlament. De-aia zice el la Târgoviște, răspund-mă în fața Marea Dunării. Nu bătea câmpii. Da. Adică el spunea că eu omul recunoștea. Trebuia întrunită Marea Adunare Națională. Care desemna? Și el demis, nu în decembrie. Așa era normal, așa era prinderea legii. El avea Constituția ca și Băsescu. Uh-huh. El știa Constituția foarte bine, la fiecare dată el spunea Constituția. Și el avea dreptate. Deci era mergeați la alegerile alea atunci, înainte de 89, vă ducea să votați? Da, mergeam. Acolo era o mare problemă, era prezența. Așa. Adică nu era problema cine câștigă, că era normal. Era problema, toate județele erau într-o întrecere de prezență. Culmea a atins-o, nu mai țin minte, la un moment dat, Sălajul, unde era un prim-secretar foarte bun, Ioan Traian Ștefănescu, chiar foarte bun, mai transmit omagiile, îi trăiește, și a atins 99,99%. Păi nu că era în trecere, adică orice participare slabă, nu, nu-i foarte important, era considerată ca un semn de neîncredere în regim. Adică participarea la vot într-un număr foarte mare, entuziasm de la prima oră și instituțiile de presă transmiteau entuziasmul participării, nu al alegerii. 99, da, prezență, și la un moment dat s-a luat decizia ca pe anumite candidaturi, mai ales cele unde erau descriitori, să fie și câte doi. Dar se băteau cumva între ei, cei care candidau, sau era stabilită lista și gata, să vota lista respectivă? Păi nu, era stabilită lista, iar pentru, teoretic, e foarte interesant. Păi da. Din punct de vedere al dreptului, al științei politice, nu Partidul Comunist conducea țara, ci o coaliție alcătuită din Partidul Comunist, era frontul democrației socialiste, și în care erau și organizații, ONG-uri. Uh-huh. Sindicate? Da, sindicate, al femeilor, deci teoretic. Nu ce mai exista în afară de sindicat? Nu știu, mai erau organizațiile femeilor, ale, nu știu, cred că și unii scriitorilor participa. Deci era o largă coaliție. Uh-huh. În alte țări socialiste, cum era în Polonia, erau și partide. Mă rog, din ăstea de buda, deci teoretic, aveam de-a face cu o coaliție care câștiga alegerile, da? Dar lista, când te duceai să votezi la Sălaj, de exemplu, ce listă aveai de ales? O listă, una. Era una singură, păi da? Una. Bun, nu exista cineva să cadă de pe lista respectivă sau să nu. Nu, că votai toată lista. Am înțeles, bun. Iar acolo unde era, puneai o ștampilă. Iar în unele candidat, în unele circunscripții, de dragul democrației, unde erau, concurau scriitori. Marin Preda, că cel mai Preda a fost Marin Preda, Eugen Barba, aveau concurenți. Adică scriitorul X se concura cu scriitorul Y. Uh-huh. Unde erau primii secretari, ăștia erau singuri, din punctul acesta. Dar atenție, e foarte interesant. Deci, potrivit Constituției, România era o republică parlamentară. Da. Se întrunea, după victoria coaliției, sigur că candidat cu ea însă, asta, dar nu, stați un pic, învingea partidul, coaliția respectivă, majoritatea din coaliția respectivă desemna președintele Republicii, că la o Republică Parlamentară, da? Premierul, da. Că și acum, da? Și sigur că
toate legile treceau prin Parlament. Adică, teoretic, stați puțin, ar fi putut această mare coaliție, mare adunare națională, să nu-l mai aleagă la un dat pe Nicolae Ceaușescu? Da, da, teoretic, da. Înțelegeți că nebunia acelui sistem este faptul că el funcționa perfect, democratic. Numai că nu ați înțeles, deci el era democratic, apropo de ce înseamnă democrație. Deci, teoretic, coaliția, majoritatea parlamentară, era o majoritate, că era 100%, că era 80%, era o majoritate, era, putea să să nu-l aleagă pe Nicolae Ceaușescu. Adică pe care putea să se constituie la un moment dat în Marea Adunare Națională, teoretic cel puțin, și un soi de opoziție, să zicem, la sau să da, în interiorul acelei coaliții. Da? Deci, de exemplu, comisiile parlamentare verificau legea, trecea proiectul de lege elaborat de guvern. Da. Guvernul, nu știu cum l-a elaborat Ceaușescu, treceau prin comisiile parlamentare și în memoriile celor din jurul lui Ceaușescu se spunea că Ceaușescu avea obsesia ca să fie și amendamente. Și nu vezi, puțin, bă, voi nu vârâți niciun amendament la legea aia, le vâra el. Dar, deci, din punctul acesta de vedere, e foarte interesant de ce lecție de azi, că poți să ai o democrație perfectă. Teoretic, tot era perfect. Presa. Presa era subvenționată de niște patroni, domnul Robert Turcescu, da? Patroni? Păi, statul? Păi nu statul, stați un pic. Nu existau ziare de stat, asta este o prostie. Așa. Scânteia era, avea ca patron, ca... Partidul Comunist, organul nu, de presă da, al Partidului Comunist. Da. Scânteia Tineretului avea ca patron UTC-ul. Uh-huh. Era patronul nostru, nu partidul, UTC-ul. Viața studențească și amfiteatru scotea revistele Viața studențească, nu, erau scoase de OASCR. Uniunea Asociației Studenților Comuniști. Acești patroni, spunem așa, aveau în bugetul lor trecut o sumă de bani de la propagandă pentru subvenționarea celor ziare. Ei ne subvenționau. Și dacă ne subvenționau și dar în povestea asta cu ziarele... Era un fel de Dan Voiculescu al nostru. Nu putea să scriem decât ce spunea Dan Voiculescu. Dar da? Povestea asta cu presa conta foarte mult la un moment dat dacă exista și un soi de profit, să zicem, sau se putea face profit sau bani. Nu conta. Era suma aia de bani. Să vindea, nu să vindea ziarul, cam asta era situația. E foarte interesant și mecanismul. Așa. Mecanismul era perfect economic. Adică, anual, noi, Scânteia Tineretului, aveam o sumă de bani. Dar banii ăștia nu ne erau dați nouă. Noi nu aveam contabilitate. Noi ziarul. Nu, era o editură, numită Editura Scânteia, care administra toate ziarele. Ea primea o sumă de bani pentru fiecare din ziarele astea, unii de la partid. România Liberă primea de la Frontul Democrației Socialiste. Ziarul Sindicatul primea de la sindicate, da? Și ne administra. Nu de la Sport, de unde primeau? Gazeta Sportului? De la lor. Sportul Românesc. Nu, era și pe vremea aia Consiliul Național al Sportului. Da, tot așa, tot un organism. Uh-huh. Și ei... Sigur, nu era să punea problema profită. Flacăra, de exemplu, avea profit, deși era elaborată de Frontul Democrației Socialiste. Problema fundamentală și care... Ce făcea cu profitul? Stai puțin, Flacăra putea să-l folosească cum vrea? Sau nu, îl dădea înapoi patronului. Da? Păi cum, nu era patronul. Nu, iar din coace, sigur că din când în când se punea problema, cum se pune și la ora actuală, la Dan Voiculescu, la aia, să mai reducem din cheltuieli. Și începeam, reduceam din deplasări, din ăsta, dar totul era, orice deplasare era decontată. Deci, din punctul acesta de vedere, noi nu făceam altceva ca să-l supără pe domnul Tismăneanu, decât să scriem ce ne spune patronul. De ce ziceți că s-a supărat? Pentru că sunt foarte mulți genul Tismăneanu, care culmea a colaborat și el la noi, care zice că noi eram, nu știu ce, mari activiști și mari luptători. Nu eram, că dacă am fi fost noi activiști luptători, nu cădea Ceaușescu. Dar explicați-ne care era mecanismul, că e important de știut. Bun, suntem astăzi de ziua națională de 1 decembrie, nu mai există ca la 23 august textele acelea înflăcărate în legătură cu tovară. Nu mai există comenzi, că textele sunt aceleași. Da. Nu mai există comenzi, e foarte important. Nu mai există. Vă sună așa? Eu urăsc, adică am de fiecare dată când sunt zilele astea, ziua națională și astea, începe un torent de vorbe mari, de cuvinte mari și știți că am oroare de cuvinte mari. Atunci era așa atunci. Inițial a fost inițial în istoria, că cunosc bine istoria presei comuniste, inițial a fost 7 noiembrie ca moment din ăsta de cultivare în fiecare an.
După asta, încetul cu încetul, pe măsură ce după 60, Gheorghe Iudes a desprins într-un fel și a câștigat o anumită independență de Moscova, a devenit 23 august, care la rândul lui s-a schimbat de la eliberarea de către trupele, de către Armata Roșie, a devenit Revoluția din august 23. La Ceaușescu, la început, s-a respectat 23 august și 1 mai ca momente sărbătorești pentru presă și încetul cu încetul le-au luat locul 26 ianuarie, aniversarea, și după un timp și 7 ianuarie. Eu am scris un articol, 26 ianuarie, este interesant mecanismul cultului. Stai puțin cum de ajunsese. Deci inițial în 1971, primul care a dat tonul cult, până în 1971, până după 1968, Ceaușescu a interzis orice cult al personalității. Chiar noi care eram la Facultatea de Filozofie din Cluj, asta învățasem. Nici într-un caz, nu citate. Da. Poți să fac o paranteză, dacă toți suntem acum de sărbătoare. Eram student la Cluj și noi am prins 68-ul, adică am prins momentul, să zic că a fost un moment de liberalizare mai mare chiar decât cel de la Praga, puțină lume știe. Facultatea de Filozofie din Cluj, era și Andrei Marga, au organizat, el era președintele pe facultate, domnul Robertescu, au organizat un simpozion, așa, Marxismul în lumea contemporană, o facultate, da? Care a fost reflectat de scânteia pe pagini întregi. Deci, imaginați ce nebunie... Nu, pe ideea cât de mare importanță se acorda studențimii. Era imediat după 68, după mai 68, da? Deci noi, studenții aia, au venit, s-au avut și discuții contradictorii, au fost și critici care au criticat și studenți marxismul, chiar regimul comunist, li s-a răspuns, tot în cadrul unei democrații. După asta s-a organizat, eram în 1969, un simpozion la Iași, trebuia de marxism. Și de la fiecare centru universitar, care aici să înțelegeți cu citatomanie, trebuia să trimită niște referate la centru, la OASCR, Comitetul Executiv, prin secretarul era Ion Traian Ștefănescu, acele referate trebuiau văzute. Și o să râdeți, dar eu n-am vrut să dau citate din Ceaușescu. Nu se dădeau până între... Cei de la centru, de la Cluj, primiseră dispoziție. Bă, neapărat, și când m-am dus cu referatul pe linie, că eu eram student la facultate, la centru, eram deja și șef de subredacție, ăla care era președinte pe centru, a spus, da, Toarșu. Păi cum Toarșu? Eu zic, nu. N-a zis Toarșu Ceaușescu să nu dăm citate? Nu, de eu lasem în serios. Nu ne-a învățat, nu, cum să dau citate în Toarșu Ceaușescu? Și culmea că a ajuns acel referat până la Ion Traian Ștefănescu și m-a chemat la București. La București, mă rog, cunoscută fierbere, adică m-au ținut acolo vreo jumătate de oră într-un birou, a deschis el ușa, că e democrat, băieți deștept. Zice, Ioane, eram, zice, nu-i bine, opoazic. Și într-o discuție la el în birou, el cu primul președinte, studentul Ion Cristoi, mi-a spus, am tot foaia așa și a scris, NC. Arăta așa, probabil că avea microfon. Și eu zic, nu dau citate. Dar de ce? Păi n-a zis Toarșu Ceaușescu să nu dăm citate? Ei, zice. Da, dar Toarșu Ceaușescu a zis, a început să uite așa. Toarșu Ceaușescu este o mare personalitate a lumii contemporane. Până la urmă, ce cred că am dat. Apropo de, nu dădeam citate. Deci a fost un cult. Și în 71... Cine credeți că la un moment dat a alimentat puternic? Nu, primul care a lansat a fost unul dintre cei mai deștepți. Ăsta e Dumitru Popescu. Adică el a ținut o cuvântare, era un tip foarte bun, a fost și primul autor de reportaje de călătorie în străinătate nediferite. Cred că prin 66 am citit, sau 64, pentru prima dată, drumul european, un volum de reportaje altfel scrise. Că până atunci erau din ele, ce rău, trăiau ăia prin Paris. Și el a ținut atunci... Dumitru Popescu, Dumnezeu? Da. De ce îi se spunea Dumnezeu? Dar nu știu, ai explicat el în memorie, că nu știu, la un moment dat a zis cineva în glumă, dar nu că era el Dumnezeu. Da. El a fost un foarte bun ziarist, un mare ziarist, toată lumea recunoaște că a revoluționat și a fost din echipa modernă a lui Ceaușescu. Și el a spus, domnule, totuși, sigur că Marx avea dreptate, că nu personalitățile fac istoria, dar
Și atunci a lansat ideea personalității lui Toarăș. Credeți că lui Ceaușescu îi plăcea ideea asta de cult al personalității? Nu, și ajunge. La un moment dat l-a pasionat? Nu pot să-mi dau seama. Dumneavoastră credeați la vremea respectivă, student fiind și mai apoi, sigur, intrat în presa comunistă, credeați măcar, nu știu, a 10-a parte din ceea ce însemna comunismul la vremea respectivă? Nu credeam, credeam în Ceaușescu pentru că era antirus. Credeați în el? Era e greu de explicat generațiilor de acum. Deci gândiți-vă, gândiți-vă că era, că totuși România a fost o colonie sovietică. A fost o colonie sovietică. Eu vreau să-i explic sentimentul, da? Sigur că desprinderea a făcut-o Gheorghe Iudej, începând din 60, încetul cu încetul. Dar pentru prima, da, ca să fii, domnul Robert Tuțescu, să fii în interiorul sistemului, să nu vină aia cu tancurile peste tine și cu toate acestea, tu să poți să... Te desprinzi la un nu, el nu, să poți să ai relații cu, să te viziteze Nixon, să ăsta, era pentru noi chiar o mare mândrie, pentru că moșteneam și generații anti-sovietice, oameni care suferiseră din cauza rușilor. Deci povesteau cei care se duceau în delegații când, la reuniunile tratatului de la Varșovia sau ale lagărului socialist, da? Venea Toarășul sovietic și se așezau toți la masă și ai noștri, da? Și primul lucru la care se uita sovieticul era la nostru. Că al nostru ridica și nu era de acord. Restul, bă, și cu tare, cu tare, cu tare. Și după asta începea o prelu... Adică ai noștri erau chiar mândri. Și bă, noi acolo ai văzut ce avem le-am făcut. Unde a spus. Nu ai văzut ce da. Le-am făcut. Așa, de asta a fost, de-aia era această conștiință. Și încă un lucru care e greu de explicat azi. Eu, de exemplu, cunoșteam foarte bine problema modernizării României. Adică în 1960, dacă nu mă înșel, Gheorghe Iudej povestește și Dumitru Popescu în Ionesele, a făcut o călătorie în Polonia, în Germania, RDG, și a văzut disprețul celorlalte țări socialiste dezvoltate față de România. Noi, țară, aproape înapoiată. Și atunci a început un proces pe care îl numesc luarea României de chică și smulgerea din secolul 19, unde era ea, cu drumurile ei, cu clădirile ei și ducerea ei cât de cât în modernizare, sigur, o modernizare dementă la un moment dat, care a costat foarte mult, dar care eu eram de acord cu această modernizare a României. Știam marea problemă a României, știam că în istoria României a existat o obsesie a marelor construcții. Toți marii noștri scriitori, George Călinescu, Tudor Vianu, toți făceau această observație. Nu știm să construim măreți. Nu gen casă, măreți, adică nu... Da. Măreți. Și al doilea lucru, care era o mare observație făcută mai ales de George Călinescu, care sunt de acord, românii n-au spirit public. Adică pentru ei nu există spațiu public. Grădini, parcuri... Pentru ei există vila lor. Ați observat și acum? Da, categoric. Deci acum primul care a făcut așa după 90 ne-au zis, mă, hai să fac întâi și au făcut vilă, palate, cu tare, dar de acolo intră în noroi. Toți călătorii români de la sfârșitul secolului nou, străini din nou... Vorbesc despre glod. Despre da, observă că palatele sunt extraordinare, lumini, argintărie, aurărie. De porțile lor însă începe da, de ce? Noroi, pentru glod, că nu da. Au acest sentiment că și spațiul public e al nostru. Noi trebuie să avem grijă, în primul rând, de spațiul public. Ceea ce în Occident este, în Occident primat este spațiul public. Strada, trotuarul, parcul și apoi vine vila ta. Maestre, spuneați ceva mai devreme că și tonul de astăzi, cumva, nu mai sunt atât de multe texte în gazete, să spunem. Ele circulă pe net mai mult sau apar la televiziune. Bun. Spuneți că tonul, totuși, sună cam la fel cu ceea ce s-a întâmplat și înainte. Să vreau să vă întreb, revenim plonjând în continuare în ceea ce s-a întâmplat înainte de 1989, cum să realizau la vremea respectivă acele texte din gazete, cele de laudă pentru tovarășul de Ziua Națională, în care, indiferent ce sărbătoare era, trebuia să se înceapă neapărat cu iubitul conducător și savanta și așa mai departe. A scris vreodată texte de genul ăla? Nu, norocul meu a fost faptul că am fost redactor șef, dar să știți că nu, trebuie să spun acum, ar trebui acum să o fac pe dizident.
N-am scris pentru că eram obligat să scriu clișee. Uh-huh. Eu n-am suportat în viața mea clișee. Dacă aș fi fost lăsat, dacă s-ar fi putut scrie despre Ceaușescu și liber, nu știu, liber, adică, sigur, nu critic, liber, adică să spun eu ce trecea mie prin cap, da? Poate că aș fi scris, dar trebuia să mă supun unor clișee care nu, niciodată n-am suportat clișee, nici acum nu suport clișeele. Dar putea să nu scrieți ca șef de gazetă? Păi nu, pentru că nu, eu trebuia să administrez gazeta, eu nu aveam nicio treabă cu scrisul la gazetă. O singură dată am scris și văd că toată lumea mi-a dat, un singur articol am despre tovarășa, dar am explicat, a fost un fel de târg între uh-huh. mine și editura Cartea Românească. Că nu așa o să înțelegeți. Aveam o carte, prima mea carte de proză satirică, avea foarte mari probleme la editură. Proză satirică destul de dură despre comunism, despre realitate. Și regretatul Florin Mugur era redactor de carte. Ca să înțelegeți cum se ajungea să scrii. Și ei erau obligați, Cartea Românească, să scoată un volum aniversar despre tovarășa. Asta era o chestie cumplită pentru orice redactor, pentru că trebuia să umble după scriitor să-ți dea texte. Și scriitorii nu-ți mai dădeau, pentru că săracii... Nu se plăteau? Ba da, dar se epuizați, adică erau unii care, adică, mari, și încetul cu încetul, scriitorii mari nu mai dădeau, că ziceau, bă, mă compromit. Uh-huh. Așa. Și atunci am făcut un târg. Eu am scris un text despre tovarășa, nu rău, nu știu, ziceam, facem ceva cu femeia, era interesant, așa. Și el s-a bătut pentru cartea mea. A apărut și m-a făcut pulbere după asta săptămâna un numere în șir al lui Eugen Barbu și Vadim pe ideea că este anticomunistă, că e lăudată de Europa Liberă, cum? De cineva care la, cum era lecția la scânteia tineretului și poate... Aveați o relație tensionată cu Barbu la vremea respectivă? Cu Eugen Barbu? Cu Vadim Tudor? Cum era? Am fost o relație schimbătoare cu ei. Ei au, când am ajuns imediat la Scânteia Tineretului, am preluat pagina de cultură și într-o săptămână am făcut o pagină de cultură aproape ca o revistă literară, foarte modernă și, nu știu, au lăudat-o ei. Am avut, dar în ultima perioadă când eram la revista Teatru, am fost în mare război cu ei și cu Vadim Tudor și, nu știu, ei considerau că eu sunt nu știu ce grupări literare, că erau atunci și eu. Și revin. Deci n-am scris. N-am scris, v-am spus de ce. Nu era... Nu jupea nimeni o mână, un picior, dacă nu scriai la un moment dat astfel de texte, dar puteai să ai probleme... Nu, stai să ne lămurim. Să nu ți apară... Nu, stai să ne lămurim. Așa. Deci, în primul rând, că fiecare redactor de la noi, de la Scânteia Tineretului, avea acord. Ce însemna? Da? Adică, în afară de salariu, în afară de salariu pe care îl primeai, în funcție de ce scriai, luai o sumă de bani și suma era consistentă dacă aveai aproape în fiecare număr un articol. Din cauza asta să egaleze salariul sau să chiar să-l depășească? Chiar să-l depășească. Din cauza asta era o mare bătălie pentru a publica. Problema este că dacă publicai la cultură, eu aveam sectoarele cele mai cumplite, cultură, ăsta, morală, reportaj, cum ziceam eu, adică, cum a zis, morală erau violurile, divorțurile, sigur că v-am zis eu, le spuneam, aveam o rubrică să discutăm despre educație răspunde, dar vorbim acolo de violuri, acum, cum vrei să-i zic, așa era rubrica. Și aia era de citit, că dădeam cazuri din astea, senzaționaliste, cum zic ăștia de acum, reportajul era foarte bun și pagina de cultură. Și sigur, aveam pagina, cum ar veni, de filozofie, dar... Nu, eu nu răspundeam de propagandă. Dar de ce ziceți că erau cumplite paginile sau ce? Treceau greu de cenzură sau care era ideea? Păi nu, pentru că erau primele care erau scoase. Când veneau aniversare și așa. Și așa, făcut texte omagiale. Da, și atunci băieții care lucrau cu mine n-aveau acord. Uh-huh. Pentru că erai dator, nu, stați un pic, că în acord intra și un procent pe care trebuia să-l îndeplinești. Că dacă nu-l îndeplineai, stăia din salariu. Nu, e foarte important. Și atunci câștigau foarte bine editorialiștii ăștia de la propagandă, care făceau, erau unii care dictau de pe coridor, adică iubitul, genialul, tovarășul, cu tare, nu spuneau nimic, nu le citea nimeni. Deci era important cât, ca număr de cuvinte. Că da, se dădea un număr de cuvinte și de obicei... Dacă băgai prea iubitul, conducător, genialul cu tare, din Carpaș, cu tare, cu tare, și ei câștigau cel mai mult. Și atunci erau aceasta care scriau. Marea problemă, cea mai mare problemă era faptul că de la 26 ianuarie, o dată pe an, acceptabil, s-a ajuns că ori de câte ori era, 1 mai, 23 august, 7 noiembrie, nu știu ce congres, trebuia să dai iar despre tovarăș.
și era, trebuia să dai sau poezii sau texte semnate de personalități. Uh-huh. Nu așa, nu editorial. Și atunci începea o goană turbată după aceste personalități. Dar personalitățile astea, spre exemplu, am citit... Radu Beligan era unul care exact. Dădea de la sine. Da. Radu Beligan, spre exemplu, dar asta, chiar la Radu Beligan mă gândeam, am citit, am găsit la un moment dat texte multe ale lui Radu Beligan în care îl slăvea pe Ceaușescu. Îl obliga cineva la un moment dat pe Beligan? Nu, deci erau două categorii. Era și în Marea Adunare Națională Beligan la un moment dat. Da, și directorul teatrului, da. Și în Comitetul Central. Deci aici, domnul Robert, erau două categorii. Deci avem o categorie de pălmași. Păi, angajați la ziar. Mă rog, erau la patroni. Așa. Bun. Dincolo, la nivel de declarații despre tovarăș, aveam iar două categorii. Aveam scriitori destul de prudenți și artiști care nu făceau politică, nu aveau funcții, nu erau membri CC, deputați, directori de teatre și astea, și atunci trebuia să alergi după ei să-ți dea și nu-ți dădeau, din punctul ăsta de vedere, și dacă dădeau, dădeau la România Literară, așa, și dădeau ei așa un gând răzleț. Și ceilalți, cum era Radu Beligan, de exemplu, care dădeau, sau cum era, da, Radu Beligan mai ales, care dădea din propria inițiativă, pentru că el totuși era o personalitate, era deputat, atât un pic, că deputat presupunea niște privilegii, membru al CC, el dădea de la sine. Și parale mai multe? Da, eu m-am mirat, n-am vrut să intervin când a fost disputa aia, noroc că m-am stăpânit. Eu, mie în vârstă și nu. Am avut cel mai mare probleme cu el la revistă teatru. Mar. De ce? Pentru că era favoritul tovarășei. Radu Beligan? Da, și eu când am ajuns la revistă teatru am dat mână liberă cronicăreților, era o echipă de... care a și lansat generația, Radu, Duda, toți ăștia, Maia Morgânțen, să lansați de mine la revistă teatru. Și le-am dat mandat să scrie ce crede la cronică despre teatru. Național era un teatru slab. Și atunci, de regulă, ăstea, tinerile cronicărese, care aveau o altă mentalitate, făceau pulbere spectacole de la Național și el ne păra la tovarăș. Adică aici am avut foarte mari probleme cu el. Și ce se întâmpla? Când păra Radu Beligan? Păi tovarășa suna și după asta începe un tărăbui între te durea. Vă suna pe dumneavoastră? Ați vorbit la telefon cu tovarășa? Nu, wow, domnul, m-a luat peste picioare. Tovarășa, luată nu știi, nu tovarășa de pe mine. La ce nivel se discuta? Unde se ducea discuția? Domnul, vreau să vă dau un exemplu, fac o paralelă. Ca să înțelegeți mecanismul. Peste ani, genul ăsta de dialog va conta, cred, foarte mult, pentru că prea puțin vor mai povesti despre ce s-a întâmplat atunci, da? Mai ales genul ăsta de sinceritate. Mai ales că sunt supraviețuitor al perioadei respective și nu mi-e jenă. Deci, în 1990, în martie sau aprilie, eram redactor șef, că ajung aici, la Zigzag. Da. Eu, dintr-o șmecherie gazetărească și cu tinerii să învețe, de la început am fost de partea foștilor nomenclaturiști. Dintr-o chestie foarte simplă. Nu din convingere? Nu. Era la șmecherie. Nu. Pe de o parte, eu sunt automat împotriva celui hăituit. Automat. Știu. Iertați-mă. Dacă Victor Ponta e hăituit, eu iau apărare. E un blestem al vieții. Știți că multă lume n-a înțeles niciodată genul ăsta al dumneavoastră de piruietă la un aici. Domnule, cum? Sau, iar s-a sucit Cristoiu. Dar nu e o piruietă, domnule, nu țineți minte cu Traian Băsescu. Da. Până am dat primul interviu dumneavoastră când am plecat de la noi. Domnule, când am văzut că el e hăituit de o coaliție de 100 de ori mai puternică și că omul ăla... Eu un jur puternic. Vorbesc serios, nu, ăla care mă dau și eu, el e penibil, nu, da? Și simt, dar instinctiv nu mă pot controla. Încerc, dar nu, când văd că e hăituit, că săracul e amărât, cel mai mare dușman al meu, ei iau prima apărare. Bun. Deci dar asta a fost dat cu foștii nomenclaturiști. Nu, a doua, că asta era un truc mare gazetăresc, că ei aveau documente pe care mi le dau. Aha. Pentru că hăituiți de celelalte ziare, Ion Iliescu nu avea ce să le dea lor. Și hăituia Ion Iliescu, și iar eu, fiind puternic, nu-l suportam. Și atunci, și el era cel mai puternic. Așa. Și atunci eu le luam apărare. Luam apărare, mă chemau, spuneam, am un document cu tare. Și așa am făcut reviste, precum Zigzag, cu 600 de mitrași. Și la un moment dat a ieșit Zoie Ceaușescu din închisoare. Așa. Ea fusese închisă, nu avea nicio treabă. Apropo 90, de procură. Nu? Da, săracă, da, la închisoare. Și mi-a arătat, cred că era după mai, m-a chemat
să-mi spună, să-mi arate niște scrisori proză făcute de ea în închisoare. Și până urmă, ea am publicat atunci, avea talent, să știți, am publicat scrisoarele ei o parte și chiar le-a scos acum soțul ei și acum un an, chiar au fost foarte bune. Problema era în felul următor, noastră nu știți cine era Zoie Ceaușescu. Ea ședea într-un fotoliu și eu ședeam în fotoliu, invitat, redactor șefă, și citeam și mă, extraordinar, talent. Tremura, îi spunea Ion Cristoiu că are talent, dar chiar avea talent. Mi-a explicat, mi-a arătat ea acolo din ăsta un carton din cum făcuse ea și domnul Cristoiu zice, eram domn, am învățat, m-am descoperit că am mâini îndemânatice. Eu, zice Zoie, zice, știți, am făcut un carton, am făcut o chestie pentru cuțite și linguri, eu, zice Zoie, zice frumoase. Și chiar era frumos, ea de bun. Domnule, m-am gândit atunci, zice, noastră nu înțelege. Deci noastră nu știți cine era Zoie Ceaușescu. Și m-am gândit așa, mă, dacă eu eram adjunct la suplimentul literar artistic al Scânteitului, păi mă, venea Zoie să-mi dea, să-mi citească mie. Păi în primul rând că venea Dumitru Popescu cu el. Nu, Dumitru Popescu îl chema pe primul secretar al UTC și spunea, lua, tăi, și eu, am aici într-un plic, da? Și am ale tovarășii Zoie, da? Unde le publicam? Păi la Scânteitul, da? Și era chemat redactorul șef, nu eu, la primul secretar la UTC. Spunea, bă, tovarășii, vezi, în plicul ăsta sunt, nici să nu te uiți. Că sunt niște chestii sfinte, da? Direct. Și redactorul șef mă chema și spunea, bă, dă-i drumul. Păi ce se dă drumul? La ăstea. Cine? Zoie. Oh, bă, Zoie. Deci asta trebuie să înțelegeți, adică aprofă cum se schimbare uluitoare să petrecuse. Da, da, ați înțeles acum da, de ce nu mă impresionează președinții. Cum să spun, adică pentru că deosebire de mulți, eu știu ce însemna Nicu, ce însemna Zoie, pentru că în momentul în care aveai o pilă, o relație la ei, obțineai mașină, casă, nu știu, post bun, te ținea cineva. Cum se sună pe mine, tovarășe? Suna la rândul ei, pe la... Nu ați încercat înainte de 89 să vă folosiți de sistemul ăsta de pile și relații? Să obțineți și dumneavoastră o casă, o mașină? Nu, am... Ședeam în... Da, mă rog, e complicat, mi-a explicat. Deci, Sibire, de ce spun alții, eu n-am fost nomenclaturist. Când am venit în București, am stat prima dată și eram redactor șef la Scânteia Tineretului în ultimul bloc din Pantelimon, anul când eram la Viața Studențească, ultimul bloc într-o garsonieră cu soția. Aveam un mare avantaj. Tramvaiul se lua de la capăt și până ajungeam în centru citeam jumătate de carte. De ce? Luând de la capăt, mă așezam pe o bară, era o bară acolo și acolo citeam, tăcă, 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 acolo și am făcut o cultură. Dus, întors. Norocul meu că dacă era pe la jumătate puteam citi. După asta am obținut, având copil, în șoseaua Alexandriei, ultimul bloc. Și Alexandrie este ultimul bloc în partea opusă, ca să spun. Și avem și eu nevoie de o locuință mai în centru, da. Și aici am povestit, m-am dus la... Cunoșteam pe cineva, Nicolae Croitor, un tip destul de bun acum, om de afaceri, care era la propaganda la municipiu. Nu știu, în ce împrejurări m-am plâns și am zis, domnul, știți pe Nicu Ceaușescu? Știu, sunt deși mie o casă, am făcut tot felul de cereri, nu, n-am cu... Și ăla intervine, Nicu m-a chemat Nicu. Eu mereu am spus, eu nu o să uit, Nicu Ceaușescu de două ori l-am văzut, s-a ridicat de la masă, de la birou, prinse Cristoiu. Era primul secretar, Nicu, da, așa. A ieșit, a dat mâna cu mine, nu? A stat cu el în fotoliu, fața mea, nu așa, alo, bă, fitătorș. Așa, și am spus și a zis, dar nu puteai să vină, nu să vină la noastră. La toarșă, Nicu. Și zice, domnule, zice, avem o casă, zice, pe Ștefan cel Mare. Unde-i, mă, Ștefan cel Mare? Și a căutat el un ghid. Împreună ne-am uitat pe un ghid. Aia mi-a plăcut, domnule. Adică nici un patron de presă nu s-a purtat cu mine ca ăla. Mă rog, probabil că nici nu era el conștient. Și a doua oară când am plecat de acolo, m-a chemat să trec pe el și a zis că îi pare rău că el, eu, știe că sunt foarte talentat, îi place, chiar mă citește, dar... Și-a arătat în sus, când arăta către tovarășa, a zis, asta e. A zis... Dar care era problema cu tovarășa, de ajunsă și tovarășa? Ce se întâmplase? Eu am mai povestit tot dintr-o prostie. Am vrut să-l apăr pe Nicolae Ceaușescu
începuse o mare campanie și la, în Occident și la Europa Liberă cu marile lui construcții. Și am făcut în supliment două pagini celebre în care arăta că nu Ceaușescu e cu ideile. Ia voi, și Marta Bibescu și alții, normal. Până și Carol II a vrut să facă canal, știți? Și serie. Și tot ce a citit, s-a supărat și a zis, ce curva aia de Marta Bibescu e... Comparabilă cu, da, așa. Da, și ați înțeles acum de ce a căzut Ceaușescu? Adică nu puteai să... Nu știu dacă înțeleg, adică dacă voiai tu să-l aperi, tu, eu în Cristul, da, să-l aperi, că era, eu credeam, aveam dreptate. Era înconjurat de un soi de gardă pretoriană care zicea la un moment dat, nu, nimeni să nu spună nici de bine, nici de rău față de... Da, și, da? Și cel mai... Și atunci alegeai clișeul. Tu, decât să spui de ce să vă inventezi un nou termen, că putea să fie riscant. Și atunci spuneai, bă, tot genialul, să mai zic. Și a revenit la 26 ianuarie. A fost o escaladare a acestui cult. Adică fiecare prin secretar, de 26 ianuarie, ce a venit 26 ianuarie. Bă, cum mă afirm eu față de ei lanți? Ies eu în față. Dacă ies eu, trebuie să fac ceva, da? Bă, zici, îi dăm un covor. Păi și eu mă dat vreo 10 până acum, dacă te înțelegeți cum era. Bă, ce dracu e de băi, zice, scrie în pământ, el pe Ceahlău. Opa! Bună idee, să încercăm. Extraordinar. Oi, eventual, nu, ca fluturi. Nu, apropo de asta, da? Venea anul următor. Așa. Iar începeau. Erau atâtea județe. Bă, ce facem? Scriem pe Ceahlău. Hai mă, pe, nu știu, pe al munte. Bă, hai mă, a scris ăla. E banal. Păi nu știu, schimbăm Dunărea. Ați înțeles de ce era? Un concurs. Care găsește o idee altfel. Da, care găsește ceva mai deosebit, să placă tot. Dar atenție, foarte interesant. Ei între ei se mândreau. Și băi, v-ați văzut, fii atent aici. Te-am ras. Ai văzut ce idee. Deci era un concurs, dar nu pe ideea să-i placă lui Ceaușescu, ci cine născocește ceva mai original. Mai original. Ce lume. Păi nu era ca și acum. În loc să unii, acum ne propune să cântăm democrație. Nu. Deci era un concurs... Deci inteligența partidului nu se consuma pentru ce se facă pentru țară, da? Se consuma pentru... Era, cultul era în sine. Maestre, haideți să facem legătura cu prezentul, ca să zicem așa, sau cu ce se întâmplă în momentul de față. Când v-am invitat săptămâna trecută și mă bucur că ați fost de acord să facem emisiunea din această seară de 1 decembrie, discutam... printre altele, când ne-am propus așa ca plan de discuție, despre această obsesie din istoria României, mai recentă sau de demult, despre tătucul de care românul are nevoie. Fie că vorbim de Ferdinand, de Carol, fie că vorbim de... Ferdinand mai puțin, mai că puțin, acolo, da, tătucul era Maria. Carol, fie că vorbim de Gheorghe Udej, nu? De Ceaușescu, de Iliescu după 1989, de Cuza din 96, Emil Constantinescu, după care am trecut și prin perioada Năstase, care devenise un soi de tătuc din poziția de prim-ministru. Da, deoarece, în al doilea mandat Iliescu a fost foarte șters, corect. Așa era, da? După aceea, sigur, Traian Băsescu, da? Au reîncercat acum PSD-știi cu Victor Ponta să ne-l prezinte ca pe un soi de... Bine, n-a mers personajul, tătuc e greu la vârsta asta, da? Există această obsesie. Acum, sigur, a venit Klaus Iohannis. Toată lumea se așteaptă în continuare de la Klaus Iohannis să facă, dacă s-ar putea, schimbări radicale de unul singur, să pognească eventual din degete și la un moment dat să schimbe. De unde și de ce această nevoie extraordinară a românilor de a avea farul călăuzitor, tătucul, în fruntea nației? E foarte interesant această discuție, pentru că tătucul la care e dublat de orizontul de așteptare. Va veni ăla și lasă că le rezolve el pe toate. Da? Vine domnul Robert Tuțescu într-o chestiune pe care eu am făcut o observație în legătură cu firea, cu o trăsătură a noastră. Și mereu eu am comparat cu western-ul. Dacă ați văzut, toate telespectatorii văzut, în western, așa, e o chestie, da? Ați văzut că e un orășel, da? Nu. Și în orășelul ăla vine unul și spune că e șerif, da? De fiecare dată când veneau bandiții în filmul ăsta, eu mă întreb, mă, da statul unde-i? Nu țineți minte? Mă, da, pe ăștia, nu e... Ați văzut că în toate filmele western
americanul e singur cu pușca? Da. E singur. El e cu pușca. El e fermier, se apără cu pușca, da? Deci se descurcă singur. Nu are nevoie de... Rare sunt westernele unde apare... Mie nu știu dacă au președință, nu-i așa? Ați văzut undeva invocat și o să vină armata sau o să vină FBI-ul, nu era, sau o să vină președinte. Nu! Acolo ei sunt. Dar deci, șeriful nu era reprezentantul statului de care vorbim. Nu era reprezentantul lor, dar un pic că șeriful e ales de ei. Deci, în România există, în tradiția poporului român, această idee că să vină altcineva să ne rezolve. Singura categorie, mereu spun, sunt românii din Occident care au fost obligați să se descurce singuri. Singur, nu. Deci la peste drum de mine în Găgești Deal este o familie, el acum e în Belgia. Dar din noi este, care circulă pe planetă. Au fost împreună cu soția în Sicilia, la cules de portocale. Deci cam trei sferturi din an stă în străinătate. Acum e în Belgia și când a venit acasă am stat de vorbă, se pricepe la dreptul belgian mai bine decât un belgian. De ce? Pentru că este obligat, domnul. Da, adică da, da. El când ajunge acolo... Citește legea să vadă ce se întâmplă. Da, adică, da. Să când nu ia de pe stradă pentru că a mâncat din floricele... Doi, când ajunge acolo nu se duce semințe la primar. Și zic, de cum? Păi bă, trebuie să mă descurc, domnule, singur, domnul Crăsăi, singur. Trebuie să fac rost de casă, pentru asta trebuie să cunosc legea, trebuie să știu ce am voie. Să văd dacă mi se dă ajutor social, dar trebuie să aplic, să completez formulare, să mă duc și ala, să fac analizele. Da, da. Să, da. Nu stau ca ăsta, zice, din Găgești, care rămâne, zice, bă, să vină primarul. Uh-huh. Și la noi în Găgești, când se stinge lumina, îl sună pe primar. Bă, stinge lumina. Bă, alo! El îl sună pe oprișan, oprișan sună pe ăla de la lumină. Nu că era, înțeleg, adică... Deci această, nu s-a dezvoltat la noi ideea asta de tipic capitalistă, de inițiativă individuală, de omul care întotdeauna la noi trebuie să vină cineva să ne ajute. Să vină statul, poliția să ne protejeze, ăla să ne protejeze. Și atunci a apărut mitul tătucului. Vine unul care e sau prin secretar sau președinte. Dar ce facem cu cei care spun, domnule, dar eu plătesc niște taxe? Dacă plătesc niște taxe la un moment dat, să spunem, nu trebuie să-mi astup eu singur, nu știu, groapa din asfalt sau să fac... Nuanță, foarte important. No? Păi nu el așteaptă de la primar să-i rezolve problema, nu pentru că plătește taxe, că n-are conștiința că el este sluga primarului. Mm-hmm. Ați înțeles nuanța? Deci problema este că el nu zice, bă, eu sunt, am plătit... Românul, al doua, n-are conștiința că e plătitor de taxe. Că e contribuabil și că are niște drepturi și așa mai departe. Lui, da? Lui dacă primarul dintr-un orășel i-a făcut o, nu știu, o clădire, da, îi mulțumește să tăiți conașele, mi-ați făcut o clădire, bă, dați din banii tăi, da, domnule, dar putea să-i fure. Deci noi nu avem conștiință de corect taxe. Uh-huh. Noi, ca și alte țări, avem o mare problemă. Eu nu cred în transplantarea peste noapte, și a fost o problemă și pe vremea lui Carol I, știți foarte bine, de la Caragiale, a unor forme care nu sunt urmarea evoluției. Mereu am discutat toată și dumneavoastră. Nu poți să faci în România. Bun, ați văzut. Să dăm autonomie. Perfect, da? Păi domnul Robert Tățescu, una e să fii consilier în Olanda, unde din tată în fiu ești negustor, da? Corect. Bunicul tău, străbunicul tău a fost negustor, bunicul străbunicul tău, și când ai ajuns acolo în Consiliul Municipal, ești van cu tare, care ești negustor. Și unde se ajunge în Consiliul Municipal? Ai fost fierar, mantofar, da? Dar nu spuneați dumneavoastră ceva mai devreme când discutam despre Ceaușescu, că există momente în istorie în care e nevoie de cineva. Atunci a fost Ceaușescu, da? Sau, mă rog, Partidul Comunist, să ia de chică o nație, da? Și să o tragă la un moment dat în secolul XIX timpuriu, în secolul XX, chitcă arde niște etape la un moment dat pentru a atinge... Da, dar asta presupune dictatură de dezvoltare, pentru că la forma democratică te votează aia. În sensul ăsta. Deci aici este marea problemă. Mai țineți minte eșecul votului uninominal? Da, corect. A fost uluit. Eu cred că în altă țară, cum, dai, totul era pregătit pentru să fie bun. Bă, omul alege, bă, nu l-a ales. Pentru că la nivelul conștiinței, ce spuneam, nu are conștiința că e plătitor de taxe, da? N-are conștiința faptului că banii cu care îi cheltuie, ați văzut dumneavoastră,
se duce un demnitar în străinătate, da? Nimeni, Victor Ponta, când se ducea la, în Occident, spunea, dar pe ce bani? Dar nu că îi spunea în Occident pe ce bani, că era adversarul lui Ponta. Adică în altă țară era conștiința că te-ai dus pe banii mei. Ce ai, mă, cum îl întrebă? Ce n-are? Adică pe ideea că în momentul în care ajunge acolo președinte, da, sau premier, faci ce vrei, că îți bani. Și atunci, dacă din când, ba, dacă mai faci și ceva, așa se și explică domnia PSD-ului atâta timp. Bă, când mai faci și ceva, ești chiar un tip extraordinar. Uite, mă, că am mai făcut ceva pentru... Dar dumneavoastră n-aveți uneori nevoia, nu simțiți nevoia, ca trăitor în această țară, să aveți un soi de speranță, poate augmentată, ceva mai mare decât de obicei, poate chiar uneori depășind zona raționalului, nu simțiți nevoia, domnule, să vină unul, mă refer mai ales la momentul acela pe care l-ați și evocat de câteva ori și dumneavoastră, 1996, că atunci simțiți și dumneavoastră, cred că v-ați umplut așa de un soi de entuziasm, că vine unul precum Emil Constantinescu, scăpăm de Iliescu, să întâmplă o transformare miraculoasă. Sigur că ea nu s-a produs la vremea respectivă, dar bănuiesc că atunci a simțit și dumneavoastră nevoia unui personajului providențial, haideți să-l numim așa. S-a produs. Numai că orizontul nu... au fost schimbări. Numai că noi nu le-am văzut pentru că așteptam miraculos. Asta este... Astăzi v-a întâmplat și cu Claus Iohannis. Vă ce vă spun. Este ce se întâmplă acum. Este o catastrofă. De pentru ce? Pentru că se investește în el un orizont de așteptare ultra primejdios, da? Ascultați, dacă venea Victor Ponta și Victor Ponta făcea o măsură de 2 lei, da? Noi ziceam, bă, nu ne așteptam, mă, la ăsta. Ia uite. Pe când la el deja i s-a creat un orizont, bă, va rezolva ăla. Le și alimentează, maestră, adică spune tot, că rezolvă și cu corupția și cu... E periculos ce face în momentul de față Claus Iohannis pentru în timp îndelungat. Nu faci, n-am sentimentul că le face el. Cu sărădă, e o chestie foarte ciudată. Deși de am... cine le face? Domnul... Turțescu. Știu că acum este idolul, dar mă rog, o să pățesc ca și la Emil Constantinescu. Probabil că am mai pus noi ciocanul pe statuie așa de-a lungul. Nu, dar nu pun pe statuie, nu pun, nu pun, dacă vrei. Așa. Deci am avut, mi-am pus semne de întrebare cine e omul. A venit la interviu la Robert, la Rareș Bogdan, da. I-am fost singurul care ne-a citit cartea în variantă electronică. Între noi, fie vorba, putea să-mi trimite cartea tipărită. Dar mă rog, n-a trimis-o ca dovadă că treia Băsescu o trimitea. Nu întâmplător rămân băsiți până la capăt. Nu, nu. Suntem doi. Nu, alții. Nu, vorbesc serios. N-a făcut nimic pentru mine. Știți, alt caracter, știți foarte bine alt, din discuția cu TVR că n-a făcut nimic, nimic. Da. Nici măcar un whisky, pentru că eu nu beau whisky. Nu beau deloc. Așa. Bun, deci, altceva... Putea să trimită între noi, fie vorba, un consilier, de totuși am fost omul care i-a citit și a prezentat cartea când nu era un nimeni, da? în variantă electronică. Mi-a plăcut. După asta am tot mai mult sentimentul, tot mai mult, nu știu, o să vă mă de... că e ca în 2009, că el e un portret și că e scriu pe Facebook despre el. Zău că am, nu știu, poate mă contrazice cineva... N-am sentimentul că el e cel care face. Dar n-aveți sentimentul ce? Că nu cuplează la un moment dat cu masele sau că nu recepționează niște nu, că nu semnale? Sunt inițiativele sau... lui. Uh-huh. Nu, că nu sunt ale lui, nu dacă întâlnesc. Deci sentiment... În 2009 eu am scris vreo 4 articole. Și ce e Claus Iohannis? O fantoșă? E pus nu așa, știu, în 2009 și acum am acest sentiment. Nu l-am văzut bătându-se. Adică dacă Traian Băsescu a câștigat cele două alegeri, bătându-se. Dom'le, s-a bătut acolo în tranșee. S-a dus cu copilul ăla, știți, că a recunoscut lunea aia, uite, fac da o știre, că el s-a dus din adins în lunea. Eu am scris un articol și mi s-a confirmat. El s-a dus din adins la Răzvan Dumitrescu. Nu știți? Nu. Oh, păi asta este știrea numărul 1. Ia, băgam. Mai țineți minte? Stați puțin, facem așa, ca să ținem tensiunea. Facem puțin. Bun, publicitate și revenim cu această dezvăluire. De s-a dus din adins la... Răzvan Dumitrescu, când cu scandalul luni. Cu copilul. Luni. Da? O să vă spun de ce. Dezvăluire în câteva momente făcute de domnul Cristoiu. Ne întoarcem imediat după publicitate.